Ruibiștilor buzoienului a fost ușor în ultima deplasare efectuată la Bârlad. Trupa antrenată de Costică Merșoiu a învins la doar un punct formația Ruibi Club din localitate după un meci aprig disputat. Am câștigat, am condus cu 13 la 8 la pauză și s-a terminat cu 1-0 la final, 19 la 18 pentru noi. Meci greu, un arbitraj, nu știu, greșit, zic eu, că a fost arbitru și a fost și Tudor, care amândoi a fost arbitri, știi ce înseamnă asta. Multe greșeli, uneori le-am crezut că sunt intenționate, ne-au dezavantajat foarte mult. Rezultatele înregistrate de buzoieni în ultima perioadă au pus pe jar oficialii echipei, clubul din Parcul Tineretului fiind la un pas de a rata calificarea în play-off-ul eșalonului 2. Succesul înregistrat în acest weekend menține șansele echipei din Buzău pentru clasarea finală pe poziția secundă. În afară de Faru, care sunt pe primul loc, Suceava, Petroșanu și noi, suntem la câte un punct diferență unul față de altul. Un punct înseamnă nimic în rugby, adică ai câștigat cu punct bonus înseamnă 5 puncte, ai câștigat meciul, e 4 puncte. Ai câștigat, ai luat sub 7 puncte diferență, ai mai câștigat un punct defensiv, deci sunt niște jocuri de... deci un punct înseamnă nimic. În duelul de la Bârlad, punctele formației din Buzău au fost realizate de Teodor Nițu și Alin Dumitrache. Primul a adunat 14 puncte, iar Dumitrache a bifat un eseu și 5 puncte. Pentru buzoieni urmează confruntarea cu Bucovina-Suceava, meci ce se va disputa duminică la Buzău.